Doamne, strigat, am mic, doamne strigam că trei ne-au usim. Doamne ajuta! Sunt în cea de-a doua duminică a triodului anului 2016. Dacă duminica trecută am vorbit despre pocăința sau modul în care ar trebui să ne raportăm la Dumnezeu noi ca oameni, astăzi ne aflăm în duminica fiului risipitor în care facem un pas mai departe în ceea ce privește relația noastră de creștini, de fi al lui Dumnezeu cu Tatăl nostru, și vedem cum privește Dumnezeu o relație de pocăință uh, a unuia care greșește, a unuia care se leapă de moștenire, uh, la noi este vorba despre moștenirea creștină și cum este primit Înapoi, în casa părintească, atunci când își dă seama de greșeală și încearcă să, repare, uh, să o repare pe aceasta. Uh, așadar, suntem în Duminica Fiului Risipitor. Ne. Sau voi da citirea Evangheliei de la Luca, capitolul 15. O să vedem de data aceasta este o Evanghelie mai lungă, dar la fel de plină de înțelesuri ca și cea de duminica trecută. Repet, este vorba din nou despre pocăință. Și Evanghelia zice așa, zisa Domnul pilda aceasta, un om avea doi fii, iată, duminica trecută a fost vorba despre două persoane, două personalități, Fariseu și vameșul. De data aceasta, doi fii, care vom vedea sunt complet diferiți ca și mod de abordare a vieții, cum se întâmplă de obicei în orice familie. Și a zis cel mai tânăr dintre ei tatălui său, tată, dă-mi partea ce mi se cuvine din avere. Și el le-a împărțit averea. Și nu după multe zile, adunând toate, fiul cel mai tânăr s-a dus într-o țară îndepărtată și acolo și-a risipit averea trăind în desfrânări. Și după ce a cheltuit totul, s-a făcut foame mare în țara aceea, și el a început să ducă lipsă. Și ducându-se, s-a lipit el de unul din locuitorii acelei țări și acesta l-a trimis la țarinile sale să păzească porcii. Și el dorea să-și sature pântecele din roșcovele pe care le mâncau porcii, însă nimeni nu i dădea. Și acum vine partea importantă. Dar, venindu-și în sine, a zis, Câți argați ai tatălui meu sunt îndestulați de pâine, iar eu și de foame. Sculându-mă, mă voi duce la tatăl meu și îi voi spune, Tată, am greșit la cer și înaintea ta. Nu mai sunt vrednic să mă, fiu, să mă numesc fiul tău, fămă ca pe unul dintre slujitorii tăi. Și sculându-se a venit la tatăl său. Și încă departe fiind el, L-a văzut tatăl său și i s-a făcut milă, atenție, a doua parte importantă, i s-a făcut milă și alergând a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat. Și i-a zis fiul, tată, am greșit la cer și înaintea ta și nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Și a zis tatăl către slugi, aduceți de grab haina lui cea din tâi și îl îmbrăcați și dați inel în mâna lui și încălțăminte în picioarele lui. Și aduceți vițelul cel îngrășat și îl junghiați, și mâncând să ne veselim. Căci acest fiu al meu mort era și înviat, pierdut era și s-a aflat. Și au început să se veselească. Iar fiul cel mare era la țarină, și când a venit, s-a apropiat de casă, a auzit cântece și jocuri. Și chemând la sine pe unul dintre slugi a întrebat ce înseamnă acestea. Iar ei a spus, fratele tău a venit și tatăl tău a înjunghiat vițelul cel îngrășat pentru că l-a primit sănătos. Și el s-a mâniat și nu voia să intre. Dar tatălui ieșind îl ruga. Însă răspunzând a zis tatălui, iată, de atâția ani îți slujesc și niciodată n-am călcat porunca ta și mie niciodată nu mi-ai dat un ied ca să mă veselesc cu prietenii mei. Dar când a venit acest fiu al tău, care ți-a mâncat averea cu desfrânatele, a înjunghiat pentru el vițelul cel îngrășat. Tatăl însă i-a zis, fiule, tu totdeauna ești cu mine și toate ale mele sunt ale tale. Trebuia însă să ne veselim și să ne bucurăm, căci fratele tău acesta mort era și-a înviat. Pierdut era și s-a aflat. Cum vă spuneam, o evanghelie lungă și pare cumva nedreaptă. Să știți că am întâlnit de-a lungul timpului multă lume care era complet contrariată de această atitudine a tatălui față de fiul cel mare. Cumva tatăl a fost, vezi, Doamne, nedrept față de fiul cel mare. De ce? Pe el nu l-a băgat în seamă că, uite, el n-a ieșit din cuvântul lui, cum zice. Toată viața lui a stat, l-a slujit și totuși nu l-a răsplătit cu nimic. Și pe acest fiu risipitor care a mâncat toată averea și nu oricum, curvind, desfrânând, în petreceri și așa mai departe, din potrivă l-a primit și l-a repus în demnitatea sa cea din tâi, de fiu, nu l-a făcut slugă, ci l-a repus în demnitatea sa de fiu. Iată, haina aceea bogată, scumpă, i-a pus inel în dreapta lui. Ce înseamnă inelul? Înseamnă semnul puterii și semnul moștenirii. Din acest motiv uh, și de-a lungul timpului, regii în momentul când erau uh, instalați, in, înscăunați pe tron, primeau un inel, un inel cu sigiliu, sceptru și inelul. Papa primește de la cel de dinainte sau de la conclav inelul papal, semnul puterii. Uh, în toată istoria, Inelul a însemnat semnul puterii care se transmite, moștenirea puterii. Și acest tată i-a dat Inel în dreapta fiului, repunându-l pe el în demnitatea de moștenitor al său, de uh, beneficiar al întregii averi pe care el o, o, o avea. Ba mai mult a făcut o spăț, deși fiul acesta nu merita nimic, da? Dacă stăm să ne gândim, a risipit averea. Vai șamar de capul lui. Și cu toate acestea, tatăl îl repune în demnitatea de fiu. Să vedem uh, ce, ce s-a întâmplat. Lucrurile sunt foarte clare în pildă. Fiul cel mic își cere partea de avere pentru că nu mai are chef să stea lângă tatăl. S-a săturat să asculte, s-a săturat să lucreze în casa părintească, vrea Viața lui își ia viața în piept, da, cum zice românul. Pleacă de acasă, dar nu oricum, ci cu partea de avere care îi se cuvine. Așadar nu este pus la muncă, nu trebuie să muncească, nu, din potrivă, are tot ceea ce îi trebuie. Pleacă într-o țară îndepărtată unde să nu l știe nimeni și acolo trăiește în desfrânări, în petreceri, în chefuri și așa mai departe, cu siguranță, hrănindu-și și dând de băut și îmbind la, la starea aceasta de, depravare de pe toți prietenii, între ghilimele, care i-au fost prieteni atâta timp cât a avut bani. Cum se întâmplă și astăzi. Dar la un moment dat și-a cheltuit averea, da? Că dacă tot iei dintr-un sac, la un moment dat se termină și nu pui nimic în loc. Se termină. S-a terminat și averia acestuia și în același timp vine o foamete mare, încât nu mai are din ce să trăiască. Evident, prietenii l-au părăsit, că nu mai aveau niciun motiv să stea pe lângă el și el era în lipsă. Și s-a angajat slugă la un om mai avut decât el și probabil mult mai chipzuit, care l-a trimis să pască porci. Vedeți și aici există un simbolism. Nu l-a trimis la țarină, nu l-a pus, mă știu eu, la ce slujbă, ci din l-a trimis să pască porcii. Porcul, da, în Viața Vechiului Testament este animalul cel mai necurat, care nu merită nicio atenție. De asta și au ei interdicție să mănânce carne de porc, pentru că este un animal necurat. Ori cel care a risipit averea trăind ca un porc, este trimis să păzească porcii. Adică porc la porc trage. Acesta este, așa, în câteva cuvinte, poate pe înțelesul nostru, simbolismul trimiterii sare la porci. Că putea să intre la vaci, la capre, la agricultură, la vie, în altă parte, dar nu l-a trimis la porci. Pentru că un om care se comportă ca un porc, trăind o viață păcătoasă, este asemănat cu ei și la modul propriu. Mai mult decât atât, porcii primeau roșcove. El era dator să hrănească cu roșcove porcii. Atât era de înfometat, încât ar fi mâncat roșcovele, dar nimeni nu ar fi zis, băi, în încă și tu de acolo. Nu, nu, tu ești pus să hrănești porcii, mai vedem după aceea ce mănânci tu. Este, dacă vreți, reversul medaliei. Uh, astăzi ne pare rău, vedem la știri tot felul de oameni care uh, au scăpătat, dar care averea și-au făcut-o nu pe căi tocmai cinstite. Și până la urmă e o dreptate a lui Dumnezeu în toate. Ai călcat în picioare pe frații tăi, ai furat, ai înșelat. Averea nu poate rezista. Noi ni se pare că vedem tot felul de politicieni, mai ales cei care au făcut averea sau averile acelea colosale în anii imediat post-revoluționari, în care haosul legislativ din țara asta a permis tuturor neaveniților și, și, excrocilor din așalonul 2 ai fostei securități să se îmbogățească. Păi este adevărul. Putem să o dăm cotită, putem să spunem orice, dar cei care au profitat de Revoluție au fost cei care au avut informația și care n-au -au avut acces la putere. Ei, după Revoluție, au avut acces la putere și au făcut acele averi colosale, și astăzi ne sfidează. După ce au vândut România asta pe bucăți și încă mai au ce să vândă, ne sfidează. Să nu credem că lucrurile vor rămâne așa la nesfârșit și că ei vor trăi împreună cu fiii fiilor lor la nesfârșit, într-o stare de prosperitate continuă, pentru că dreptatea lui Dumnezeu, să fim convinși de asta, la un moment dat își va face simțită prezența. Și poate că fac o paranteză aici, nu e vorba de a face profeții, dar dreptatea lui Dumnezeu nu înseamnă să-i vezi pe ei după gratii sau pe copiilor, sau pe cei care fură și sunt excroci și ne jecmănesc la modul direct și vizibil, să-i vezi după gratii. Să știți că dreptatea lui Dumnezeu se referă inclusiv la sănătatea trupească a lor, a copiilor lor. Se referă la modul în care pleacă din această lume și așa mai departe. De câte ori vedem o tragedie abătută asupra cuiva, trebuie să ne punem problema că există o judecată a lui Dumnezeu cu neamul respectiv. Poate că am fi satisfăcuți în orgoliile noastre omenești să vedem un politician hoț că este după gratii. I-am și văzut, da, au mai scris cărți, au mai fentat un pic avocații, ies afară și cu averea furată trăiesc mult și bine, că încă nu-i pus la punct legea a returnării averilor furate. Dar să nu credem că la nesfârșit lucrurile vor fi așa. Pentru că Dumnezeu nu rămâne dator dreptății pe care o facem noi sau o fac oamenii în lume. Creând nedreptate, trăind în nedreptate, tot asta vei primi. Tu sau și tăi. Să nu ne înșelăm sau să nu credem că dacă acum lucrurile par altfel, vor rămâne la nesfârșit așa. Dar Dumnezeu este Cel care așteaptă pocăință. Pocăință nu înseamnă să zică, mai știu eu care, Voiculescu, Doamne, iartă-mă că mi-a venit în minte. Da, îmi pare rău, Doamne, că am furat și. Nu, nu asta înseamnă. Pocăință este pocăința vameșului Zaheu care zice, dacă am nedreptățiți pe cineva, întorc împătrit în și dau jumătate din averea mea săracilor. Aceea este pocăință în cazul marilor hoți ai acestui neam. Iar în cazul oamenilor obișnuiți, pocăință este aceea a fiului, care vine și spune tatălui da, nu numai că spune, atenție, se produce un declic în mintea lui, în sufletul lui, în momentul în care se vede înfometat, da? Că până la urmă asta se întâmplă cu noi toți. Când suntem în neputință, în boală, în, în, în sărăcie, atunci se întâmplă apropierea noastră și uh, realizăm de cele mai multe ori faptul că n-am trăit bine și n-am făcut bine. La fel și fiul s-a văzut cu mațele chiorându-i de foame și porcii mâncând roșcovele și și-a dat seama, bă, în sunt, fraieri sunt. Toate slujile tatălui meu, care sunt slugi, nu sunt fii, mănâncă, au unde să doarmă. Este extraordinară viața lor aceea de slugă pe care eu am refuzat-o. Și eu mă chinui aici... Pentru că mi-am făcut, mi-am bătut joc de averea tatălui meu, de moștenirea pe care mi-a dat-o. Dar ce voi face? Mă voi scula și voi cere iertare și voi zice, nu-s vrednic, să mă numești fiu. Fă-mă slugă și dăm doar demnitatea aceea de slugă, dar lasă-mă să trăiesc în continuare ca slugă. Nu numai că își pune în minte acest lucru, dar și face acest lucru. Cum s-ar traduce asta în termenii noștri? Noi cu toții suntem moștenitori ai lui Dumnezeu, ai împărăției lui Dumnezeu. Spre asta suntem chemați, să moștenim Raiul, împărăția lui Dumnezeu. Și de multe ori aruncăm la gunoi această moștenire, ne batem joc de ea. Trăim ca și cum n-am fi cetă, cetățeni ai Raiului, ci doar cetățenii ai acestei lumi. Dumnezeu, în schimb, ne așteaptă. Și de multe ori suntem. În acea situație a fiului risipitor, bolnavi, înfometați, săraci, năpăstuiți, în care ar trebui să spunem am greșit. Mă voi duce și voi zice am greșit. Unde mă duc eu? Eu mă duc în Taina Spovedaniei, la Părintele meu Duhovnic, pentru că prin El vorbesc cu Dumnezeu. Și spun am greșit, Doamne, înaintea Ta. Nu sunt vrednic să fiu fiu frata lui Hristos și fiul al tău. Fămă ca pe unul dintre slujitori. Dăm -mi și mie fărâmiturile ce cad de la masa stăpânilor. Ce a făcut tatăl? S-a dus fiul către casă și a luat inima în dinți, s-a pus la drum și de departe văzându-l tatăl, n-a așteptat să vină fiul. Știți cum, cum, cum avem noi impresia că stă Dumnezeu pe un tron și zice încă n-a făcut destule pocăință să mai facă. Nu, tatăl din potrivă s-a dat jos din tronul său de stăpân al casei, a alergat în întâmpinarea fiului, i-a căzut pe umăr, l-a luat în brațe, l-a sărutat, a pus slugile să-l îmbrace cu demnitatea aceea de fiu, să-i dea inel, adică semn al moștenirii și să mai, mai mult decât atât a făcut petrecere mare pentru că fiul său pe care îl credea mort, pierdut, totuși a venit acasă și a înviat duhovnicește, sufletește, părintește, am înviat. Iar fiul face acest gest și cere iertare. Tată, am greșit la cer. Iartă-mă. Ceea ce noi de multe ori uităm să facem. Deși zicem zilnic, tatăl nostru, ne iartă nouă greșele noastre, cum și noi iertăm greșiților, dar noi nu iertăm. Noi ținem minte răul, dar avem pretenția să fim iertați. E, fiul cere iertare. Iartă-mă, tată, că am greșit și tatăl nu mai că îl iartă, dar îl repune, repet, în demnitatea de fiu, de moștenitor. Așa face și Dumnezeu cu toți cei ce se pocăiesc și cad în genunchi în taina spovedaniei și cer iertare pentru viața trecută, pentru neputințe și pentru toate și sunt repuși de către Dumnezeu prin rugăciunea aceea de dezlegare în demnitatea de fiu al împărăției și frate lui Hristos frata lui Hristos prin har. Că asta suntem noi creștinii, da? Sau asta vrem să fim. Frața lui Hristos prin har. Copii ai lui Dumnezeu. Ce se întâmplă? Și aici venim la așa zisa nedreptate a Evangheliei de astăzi. Vine fratele cel mare și zice cei cu prostia asta? Păi știi, fratele tău a venit acasă și așa mai departe, tatăl tău, știi, tatăl tău, vițelul cel gras l-a înjunghiat și uite, a, 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 a. Și el se supără și zice, a, adică eu, care tot timpul am fost aici cu el și n-am ieșit din cuvântul lui, nu primez nimic și ne simțit ăsta de, nici măcar nu numește fratele meu, acest fiu al tău, adică nu-l recunosc de frate, acest fiu al tău, care ți-a mâncat averea, cu desfrânatele, tu acum faci mare o spăți, tai vițelul îngrășat și așa mai departe. Ce nu poate să facă fiul cel mare? Nu poate să treacă peste invidie. Nu poate să treacă peste judecare. De câte ori nu facem și noi acest lucru? A, păi eu care sunt drept în biserică și postesc și le fac pe toate, și uite-te ce sunt bolnav. Și uite ăla care nu face nimic, care fură, care înjură, care mai știu eu ce face, uite ce bine îi merge în viața asta. E nedrept Dumnezeu. Așa a zis și fiul cel mare de astăzi. E nedrept, tatăl meu. Eu care îl slujesc, nu primez nimic. Și fraierul ăsta de frate meu, care nimic n-a făcut pentru tatăl, primește tot? E dreptate? Și găsim dezlegarea în răspunsul tatălui. Fiule, tu tot timpul ești cu mine. Toate ale mele sunt ale tale. Tot ce am eu. Toate ale mele sunt ale tale. Dar se cuvenea ca acest frate al tău, care era mort pentru noi toți și a înviat, a revenit printre noi să fie sărbătorit. Și acesta este răspunsul pe care îl oferă Dumnezeu tuturor celor care împlinesc legea Lui. Aceștia tot timpul sunt în biserică, se împărtășesc, primesc părtășia cu Dumnezeu. Toate ale împărăției lui Dumnezeu sunt și ale lor, pentru că împlinesc dreptatea, și din acest motiv se bucură Dumnezeu de orice păcătos care se întoarce. Pentru că și el este chemat să aibă părtășie. Nu înseamnă că Fiul cel mare nu putea, oricând ar fi vrut el, să ia din ceea ce îi se cuvine. Era moștenitor al averii. Putea și el să ia, să facă absolut orice. Dar el a împlinit o datorie cu inima împietrită. El n-a ieșit din Cuvântul Tatălui de teamă. Nu de drag sau nu din dragoste. Ori o împlinire fără dragoste a unei datorii, a unui ritual, nu este nici pe departe mântuitoare. Faptul că postim fără a avea dragoste, faptul că ne rugăm fără a avea dragoste față de aproapele nostru, faptul că facem toate cele ale credinței, dar nu suntem capabili să trecem peste o nedreptate făcută nouă sau să nu judecăm. Pe aproapele nostru atunci când primește ceva de la Dumnezeu, asta înseamnă că toate le împlinim degeaba. Cum zice apostolul Pavel în, în epistola către Corinteni, pot să vorbesc în toate limbile, dacă n-am dragoste, nu-mi folosește la nimic. Pot să-mi dau trupul să fie ars, da, Doamne, mă ard pentru Tine, dacă n-am dragoste pentru aproape. de degeaba. Și așa mai departe. Tot ceea ce facem, în momentul în care facem, având în noi sentimente de invidie, de ură, de judecare a aproapelui, facem degeaba. Așadar să înțelegem din Evanghelia Fiului Risipitor, nu faptul că Dumnezeu încurajează desfrânarea și pierderea averii și trândăvia și toate celelalte. Că vezi, Doamne, mai primit este fratele cel mic decât cel mare că le-am primit pe toate. Ci este important, de asemenea, ca și în Evanghelia trecută, cum ne poziționăm față de tot ceea ce noi avem de la Dumnezeu. Ne poziționăm împlinind cu o încrâncenare și cu o datorie așa încrâncenată cele pe care le avem de împlinit sau din potrivă libertatea pe care poate câteodată am folosit-o în mod greșit, acum o folosim ca să ne întoarcem la Dumnezeu. Pe Fiul cel Mare nu îl împiedica nimic să-și trăiască viața cum ar fi vrut el, dar el nu era liber Mintea lui, conștiința lui nu era liberă, el trăia într-o frică. Din potrivă, fiul cel mic a trăit în libertate, a folosit prost libertatea sa, dată lui de către Tatăl, cum ne-o dă și nouă Dumnezeu, dar la un moment dat și-a folosit libertatea într-un sens bun, acela de a se întoarce la Dumnezeu. Nu trebuie să luăm noi, ca oameni, nici exemplul fiului mare, nici exemplul fiului mic, ci trebuie să înțelegem. Să ne folosim libertatea pe care ne-a dat-o Dumnezeu în sensul construirii unei relații autentice cu El. Și atunci se cheamă că suntem în pocăință. Până duminica viitoare, Doamne, ajută!